Acest bărbat de canar și această femeie au împreună doi puișori pentru prima dată de canar. În rest, nu au trăit niciunii. Uitați-vă aici, această pereche. Bărbatul este acesta, primul, mai închis la culoare și femeia este galbenă, pe galben, scuzați. Pentru prima dată are doi puișori. Am mai făcut unul seria trecută, a rămas și când se dea penele, l-am găsit mort. Cu mâncare în gușă, cu tot ce trebuie. Nu știu de ce s-a întâmplat. Și de data asta are doi. Și a crescut bine. Singura pereche care a reușit să-și crească pui. Mai am aici sus o pereche care are 4 ouă. Uitați-vă. Dar această femeie scoate pui și nu le dă mâncare și îi lasă să moară. 4 ouă de canar. Scoate pui. N-a scos niciodată 4, dar maxim 3 a scos. Dați perechea. Femeia este portocalie și bărbatul este negru cu alb. Toată cușca asta este pentru ei. Și mai avem aici jos încă o pereche de canari. Acesta galben este bărbatul și aceasta este femeia. Și au împreună 5 ouă. Și cine știe de ce face femeia așa la respirație sau ce pot să-i dau să nu mai aibă probleme la respirație, să-mi scrie un mesaj ce pot să-i cumpăr pentru respirație. Uitați, are 5 ouă, dar nu știu dacă o să scoată ceva. La început a avut 6 bune toate. Uitați. A avut 6, dar unul s-a spart cu puiul în el și l-am alucat. Și mai are încă 5. Nu trebuia să scoată, nu știu de ce n-am scos până acum. S-ar putea să fi murit un ou. Puișorii. Nu pot să știu, dar... Uitați, acesta este bărbatul. Le-am pus acolo ceai. Dar trebuie să o schimb, că am făcut baie în el, are aceasta galbenă femeia și el e puțin portocaliu. Aceea zebra albă are ouă aici, dar nu le mai controlez, le lasă, sunt tineri. Uitați cum hrănește puii. Uitați ce bine a crescut puii. De la femeia de sus am băgat un pui și era galben. Și așa doi erau negri cu păr pe ei. Și după 2-3 zile l-au hrănit și l-am găsit jos acolo în cutia cu mâncare. De aici l-au aruncat acolo jos. Și încă 2 ouă au fost bune de aici. Se face 4 mereu. 4 ouă. Și 2 ouă, unul a ciocnit puiul complet și mai era așa puțin și nu l-a mai ieșit, le-a răcit, că a ieșit cei doi pui și un ou a murit, n-a mai ciocnit. Abonați-vă și dați like, o să filmez mereu.